Dumnezeu, pentru îndurare mare, pentru Iisus Fiul Său. El ne-a dat o moștenire, neîntinată sus în cer. Vreau să fiu o mântărie pentru împăratul meu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Să fie Domnul nostru Dumnezeu. Îngerii se închină, sfânt, sfânt, sfânt de numele. El e mielul ce-a fost jungiat, este leul înviat. Să câștigată și cu toții spunem, sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Toți spunem, e scris, fiți sfinți, căci sunt sfânt. E scris, fiți sfinți, căci o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Sunt o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt și ales, câștigat de Dumnezeu. Aleluia! Oh!
toți îi spunem ne-a purtat durerea, cara ne-a ascuns, e nevindecat. Gloria e a lui, nu ne va fi teamă, noi nu vom ceda, Iisus ești ai. Voi trăi, nu voi muri, puterea aceea. Purta durerea, o cara ne-a ascuns, ele vindecare, victoria e a lui, nu ne va fi teamă, noi nu vom ceda, Iisus ești ai. Voi trăi, voi trăi, nu voi muri, puterea aceea via, pe Iisus e aici, liber eu sunt. Voi trăi, nu voi muri, te voi lăuda, voi declara, Hristos e aici, sunt vindecat în numele pentru noi.
roci, vom zdvíha, vom zdvíha. Pentru noi e luptă, noaptea se ascunde, împăratul vine, aduce lumina. Numele lui Iisus, cerul e în vista. Acum noi vom zdvíha, vom zdvíha. Pentru noi e luptă, noaptea se ascunde. Da, Iisuse, Tu ești regele nostru, Iisuse. Și înaintea Ta vrem să ne închinăm cu tot ce suntem și cu tot ce avem, Iisus. Și Biserica Logos să spune, Doamne, că va trăi și nu va muri. Și cei din jur vor vedea lucrările Tale minunate. Amin? Aducem jertfele nesfințit, doar din Duhul Tău peste popor. Lasă să curgă acum adău izvor. Lasă Tu, Iisus, în fața Regelui. Fața Regelui nesmerit, aducem jertfele nesfințit, doarnă din Duhul Tău peste popor. Și noi îți dăm glorie, Iisus, glorie.
Această zi spune-i lui, onorează-l pe Iisus în această zi, glorifică-l pe El în această zi. El merită toată slava, El merită toată cinstea și gloria. Da, Iisuse, ție-ți dă gloria în această zi. Vrem să te onorăm pe tine, doar pe tine, Iisus. Sfânt ești tu, Iisus, Sfânt ești tu. Vrem să te onorăm, spune-i lui în această zi, tare! Sfânt ești tu, Iisus, Sfânt ești tu, Iisus. Vrem să te onorăm pe tine, de biserica lui. Sfânt ești tu, Iisus, Sfânt ești tu, Iisus, vrem să ne onorăm pe tine tot mai mult, Iisus. Aleluia. Ploaia ta peste noi această zi, Iisus. Vrei ploaia Lui peste tine? Vrei ploaia? Spune-i luna această zi că vrei ploaia să curgă peste noi în această zi. Tată bun din cer, vino, te rugăm, atingerea ta aștept. Deschide cerul, vino cu putere, iubirea ta noi opri. Tată bun din ceruri, Tată bun din ceruri, vino te rugăm, atingerea ta aștept. Da, deschide cerul, vino cu putere, iubirea ta noi oprimi. Nu ne vom mulțumi doar cu ceva obișnuit, nu ne vom mulțumi deloc, spune-i lui în această zi. Nu ne vom mulțumi doar cu ceva obișnuit, vom mulțumi deloc. Deschide, Doamne, cerul, ploaie de har. Nu vrem doar darul, te vrem pe tine. Deschide, Doamne, cerul, ploaie de foc. Aleluia! Pe tine te vrem, Iisus.
nici noi nu ne vom mulțumi deloc. Nu ne vom mulțumi doar cu ceva obișnuit. Este vorba despre tine. Vrem să arătăm spre tine, Iisus, să te vedem pe tine mai mult. A fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Dragii mei, suntem atât de trecători și vreau să profitați de fiecare clipă să-L onorați pe Dumnezeu, să-L lăudați pe El, pentru că ceea ce facem noi aici este un lucru unic. Amin? N-ai fi tu de partea noastră, fi ca praful luat de vânt, fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. De n-ai fi tu, Iisus, n-ai fi tu de partea noastră, a fi ca praful luat de vânt, a fi o carne fără.
strălucitoare pe pământ. Dar noi venim din nou la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim. N-avem niciun meritată, e harul tău că există. Iisuse, tu ne-ai dat viață și toate ție-ți dat-o. Noi n-avem niciun merit, Iisuse, noi n-avem niciun merit, Tată, e harul tău că există. Tu ție-ți datorăm, dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim și cu toții spunem, dar noi venim cu toți la tine, Iisus, și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim, Doamne, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim, nimeni nu-i ca tine, Iisus, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim, nimeni nu-i ca tine, Iisus, noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim, haideți să mai spunem o dată lui, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Cine e ca el? Genunchem și ne smerim. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești totul. Ești în centrul vieții, Doamne, și în centrul universului, Doamne. Și Tu ești Cel de care depindem, Doamne. Și Biserica Logos mărturisește că depindem de Tine, Iisus. În numele Lui Iisus îți mulțumim că ești prezent și ești credincios promisiunii Tale. Că Tu vei fi prezent în mijlocul laudelor copiilor Tăi, Iisus. Și vrem să Te onorăm, Doamne, cu finanțele noastre, cu ce ne-ai dat, cu banii noștri. Pentru că toate sunt de la Tine, Doamne. Și munca noastră și puterea noastră este de la Tine, Doamne. Și îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
leagă inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu, dorul tău este în mâna sa. Prin credință înaintezi, deschide-ți ochii inimii să-l vezi, este lângă tine, trebuie doar să-l vezi. Dă-ți viața în brațul Domnului, să conduc al tău destin spre cer. Oferă-i totul, chiar și când nu înțelegi, și viața ta. Leagă-ți inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu, este în mâna sa. Credință înaintezi, deschide-ți ochii inimii să-l vezi, este lângă tine, trebuie doar să-l vezi. Aleluia. Ați fost binecuvântați? Mulțumim Domnului, mulțumim tare mult pentru prezența Lui. Dacă avem pe cineva pentru prima dată în mijlocul nostru, rugăm frumos să ne facă un semn cu mâna, să putem să vă salutăm, să vă binecuvântăm. Dacă nu, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în mijlocul nostru, amin? Cum ziceam de obicei la cei care sunt? Domnul să... Hai să ne spunem așa, Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze în mijlocul Lui. În mijlocul prezenței Lui, în mijlocul adunării. Amin. Și ați văzut și tema. Pentru cei care n-ați văzut-o pe Facebook, ați văzut acum pe videoproiecție. Încă suntem la roada Duhului și astăzi ne vom uita la îndelunga răbdare. O să citesc încă o dată Galateni 5:22-23, unde sunt enumerate cele 9. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este... Mai sunteți aici? Deci astăzi o să vorbim puțin despre îndelunga răbdare. Dacă ne uităm în Dex, răbdare sau răbdări, nu vă gândiți la răbdări prăjite, faptul de a răbda, capacitate firească de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale, putere de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente. Răbdarea e un cuvânt menit să ne amintească că încă nu am sosit la țintă. Indiferent de vârsta pe care o ai, constați că nu ai avut câteodată răbdare, așa-i? Poate să spună cineva de aici că în orice moment al vieții lui a avut răbdare. Da sau nu? Nu, știi? Răbdarea este abilitatea caracterului de a aștepta vreme îndelungată pentru a duce la bun sfârșit o lucrare care necesită timp, evident. O lucrare care poate fi grea și plictisitoare câteodată în același timp. Înseamnă, atenție, a nu te enerva cu ușurință din cauza situației sau altor persoane. S-a mai întâmplat să ne enervăm, știi? Din cauza unei situații sau altor persoane. Nu? Axel, nu. În limba greacă este un termen aici, macrotumia, înseamnă o așteptare hotărâtă, o decizie de a sta neclintit în scopul și țelul vieții tale. Răbdarea, pe de altă parte, este atributul lui Dumnezeu. El este numit Dumnezeul răbdării în Romani, capitolul 15, cu versetul 5. Și acum o întrebare retorică. Cum stai cu răbdarea? Mă întreb și pe mine, mai ales cum stai cu răbdarea, că e ușor să predici în față și mai greu să o pui în practică acasă, nu? Sau la servici. Ajungem și acolo.
Oamenii care au avut răbdare în viață au reușit. Așa? Drumul spre succes totdeauna este cu răbdare. Nerăbdarea sau graba totdeauna duce la greșeli, duce la eșec câteodată și de cele mai multe cazuri la păcat. O poveste de succes are la bază întotdeauna răbdare. Nu știu dacă ați observat, la un moment dat, fratele păstor, de când este în state, a postat povestea omului care a făcut KFC. Ați citit vreodată? După multe încercări, omul ăsta a ieșuat foarte, foarte mult. Nu mi-am propus să vorbesc despre asta, dar undeva la 65 de ani a dat lovitura. Deci undeva la 65 de ani, omul ăsta de la KFC, care a făcut bătrânul ăla pe care îl vedeți voi acolo, a dat lovitura. Ei, asta înseamnă că se poate, da? Dacă ai răbdare și vrei să ajungi la succes. Un citat care l-am găsit despre răbdare spune așa: cine poate răbda, merge înainte. Răbdarea este amară, dar roadele sale sunt dulci. Deci răbdarea este amară, dar roadele sale sunt dulci. În ce să ai răbdare? Sunt trei domenii care vreau să le amintim în această seară, în care noi ar trebui să avem răbdare. În primul rând, răbdarea este față de alții, adică pe orizontală. Relaționarea cu oamenii necesită răbdare. Nu? Câteodată? Mai sunteți aici? Bun. Efeseni 4, versetul 1 și 2 spune așa: vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, adică Pavel, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă pe alții în dragoste. Deci cum trebuie să ne îngăduim unii pe alții? În? De ce trebuie alții răbdați? Nu știu dacă ați auzit expresia asta: nu-l mai pot suporta, nu-l mai pot răbda, m-am săturat. Ați auzit? A spus vreodată lucrul ăsta? Fii sincer. Nu trebuie să... Răspundeți-vă vouă. A spus? Nu-l mai pot suporta, nu-l mai pot răbda, m-am săturat. Da sau nu? Ce anume, gândește-te la ce anume te face... Nu amin, să nu mai ziceți. Amin că a zis, mă rog. A fost cumva la trecut. Ce anume te faci să-ți pierzi răbdarea la alții? Faptul că sunt diferiți, nu? Faptul că nu înțeleg ca și tine. Evident că fiecare dintre noi suntem diferiți, nu, Dan? Am stabilit asta. Că fac altfel decât vezi sau crezi tu, faptul că acționează altfel, asta înseamnă că nu trebuie să ai răbdare cu el? Că sunt prea înceți. Fiecare are ritmul lui. Pe unul nu poți să-l clintești, altul ar alerga de numai. Și cum vine treaba asta când e de lucrat împreună? E un pic mai greu. Unul ajunge în capătul celălalt și celălalt, s-a pornit, s-a dat startul. Ceva de genul ăsta. Prea copilăroși pot să fie oamenii? Pot să fie prea copilăroși. Cu ăsta nu-mi pun mintea că e prea copilăros. Eu sunt spiritual, eu sunt matur, nu am răbdare cu el. Așa trebuie să fim. Sunt unii care sâcăie foarte mult cu întrebări. De ce, de ce? De obicei copiii când sunt mici pun întrebări. Dar și copiii puțin mai mari pun întrebări. E bine să pui întrebări, pe de altă parte, că... mă rog, îi răspunzi omului și pe de altă parte vezi ce gândește omul dacă îți pune întrebări. Și e bine să ca un om să pună întrebări. O să mergem mai departe la un alt verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Spune așa: vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Deci sunt trei categorii, trei domenii în care să răbdăm pe alții. În primul rând, pe cei ce trăiesc dezordonat și dezordonați, adică în nerânduială, aceștia trebuie mustați pentru ce? Nu pentru a-i distruge, ci pentru a-i îndrepta. Exemple? Ați avut exemple că ați văzut oameni apropiați de voștri sau fost prieteni care trăiau în nerânduială și... Câteodată ai spus, câteodată n-ai spus. Cum v-ați simțit când l-ați văzut pe cineva, un fost apropiat de-a vostru, care trăia în neorânduială și știa că e departe de Dumnezeu și puteai să-i spui ceva și nu ai spus? Gândește-te data viitoare, când Dumnezeu îți scoate în față o persoană cu care tu ai avut tangență și care a fost sau este apropiat de tău, în dragoste spune și ai răbdare cu el. Amin? A doua categorie este pe cei deznădăjduiți. Aceștia ba se plâng tot timpul, ba sunt mereu deprimați. Ați trăit pe lângă oameni care se plâng tot timpul și oameni mereu deprimați? Da sau nu? Și cum e? Ce-ți transmit oamenii aia? Deprimare, așa-i?
ce-ți transmit? Răbdare, răbdare, răbdare. Ce bine să stai în preajma Domnului. Ce bine de Moise când a stat 40 de zile în prezența Domnului, ce s-a transformat. Ce bine, acum să o luăm în lumea noastră, să stai lângă un om care e duhovnicesc și un om care îți transmite din Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca toți de aici să transmitem din El. Amin? Pe mai departe. Și din noi să reflecte puterea lui Dumnezeu. Un om când vrea să stea lângă tine, să-i placă să stea lângă tine pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu și pentru că lângă tine se simte ceva altceva, ceva altfel. Energia asta pozitivă care ei așa o numesc e de fapt puterea lui Dumnezeu. E Duhul Sfânt în tine și în mine și mă rog ca acolo unde mergi tu să influențezi în bine, amin? La serviciu, la locul de muncă, oriunde mergi, să vadă lumea că tu ești diferit, în sensul bun, evident. Deprimarea. Este soluție și pentru asta. Este soluția la Iisus Hristos. Nu te lăsa atins de cei care sunt deprimați. Încearcă tu să birui, pentru că e un raport de forță acolo. Și tu care ești biruitor în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret, tu poți să ajuți un om să iasă din depresie. Amin? E un lucru foarte frecvent. E un lucru foarte frecvent. Și ați văzut și la slujitorul lui Dumnezeu că după marile slujiri intrau în depresie. Dar mulțumește Domnule că tu ești biruitor și tu ai trecut peste, amin? A treia categorie erau cei slabi, aceștia trebuie sprijiniți. Câteodată tu care poți merge foarte repede, trebuie să-ți reglezi înaintarea după mersul lor. Mă gândesc la un lider foarte puternic, mă gândesc la un lider puternic când are mulți ucenici în jurul lui. Și el ar vrea să meargă mult mai repede. Dar dacă el merge înainte și echipa vine în spate și lăsat în spate, a rezolvat ceva? Da sau nu? N-a rezolvat nimica. Atunci, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea și să ne dea abilitatea să găsim viteza potrivită cu echipa și să mergem ca și o echipă împreună. La fel, o familie împreună. Dacă unul merge înainte și din punct de vedere spiritual, nu-i bine. Important e să mergi împreună înainte. La fel ca și o trupă muzicală. Dacă unul iese în evidență, iară nu-i bine. Important e să fie o echipă unită. La fel și o biserică, să meargă cu toții înainte. Amin? Hai să vedem câteva exemple unde se poate aplica răbdarea. În familie, cazul de răbdare. Nu. Hai să vedem cine e căsătorit ultimul dintre noi. Amicutese, nu-i aici, așa-i? Eu sunt pe drum, Domnul să-i binecuvinteze. Cine s-a căsătorit? Ați avut nevoie de răbdare unul cu altul? Din prima zi sau... Multă? Aha, bun. Se pare că și în relația dintre soț și soție e nevoie de răbdare. Să ne închipuim că e duminică dimineața. Duminică dimineața poate să fie o zi foarte frumoasă sau o zi foarte agitată. S-a întâmplat la voi? La voi nu. La voi nu. Duminică dimineața se trezește soțul, se trezește soția, soțul face cafeaua, soția pregătește copii. Nu? Nu se întâmplă așa. Soția le face pe toate, pregătește, îmbracă, îi spală, stă la ușă și soțul încă e la duș. Sau se întâmplă, dragă, încă nu ești gata. Asta e mai bun. Se întâmplă soțul să fie la ușă, să trească să meargă la biserică și soția îi încă la duș, se machiază, se aranjează și... Pot apărea disensiuni la treaba asta? Pot apărea. Bun, au intrat în mașină, pornesc... pe drum către biserică. Se întâmplă unul să intre în față, se întâmplă să-i taie calea. Și acolo, atâtea ispite pot apărea numai duminică dimineața, de exemplu. Dacă vorbim despre cumpărături, soților le place foarte mult să meargă la cumpărături. Sunt aici fan cumpărături, le place enorm. Când soția, în special, intră în magazine și ei caută, scanează, bancă, 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 unde este bancă să stau jos. Soților, cum stăm cu răbdarea când soția merge la cumpărături? Sunt bărbați, depinde bancă, sunt bărbați cărora le place foarte mult să meargă la cumpărături. Dar ea sunt excepții și sunt cam puțin. Și mi-e place să merg la cumpărături când îți reduceri, atunci. Da. La și la magazine de muzică. Sunt lucruri mărunte care strică pacea familiei. De exemplu, o comunicare rapidă între soț și soție, o comunicare superficială între soț și soție, fără răbdare, dăunează, nu? Și pot să ajungă la relații superficiale. Acum, dacă am rămas doar la soț și soție, gândiți-vă când intervin și copiii. E nevoie de răbdare cu copiii? Să ne amintim când se naște, când plânge noapte, se trezește, trebuie să schimbi, ajunge la 6 luni, stă în funduleț, începe diversificarea, apropo, Axel, să vezi că trebuie să-i dai de mâncare. La un an de zile, primii pași, ai răbdare.
răbdare cu copilașul tău, trebuie să-l ții, uite așa, trebuie să-l ții, să facă primii pași. Gândiți-vă la Dumnezeu câtă răbdare are cu noi când a făcut primii pași în credință. Gândiți-vă că s-a întâmplat, ați văzut cum fac copiii primii pași, primii pași fizici, s-a întâmplat să cadă, s-a întâmplat să schiopăteze și se întâmplă la un moment dat când se duce, dar nu se duce prea mult, și iară cade sau se prinde de ceva. Gândiți-vă și la Dumnezeu câtă răbdare are cu noi copii, sau mă rog, cu noi care am fost copii în credință. Urmează copilul să crească, urmează să fie adolescent, nu mai intrăm în discuții. Nu știu cum e să ai copii adolescenți, o să aflu peste câțiva ani, dar m-au zis că e foarte frumos. Deci ai grijă de lucrurile mărunte care pot să strice pacea familiei tale și atmosfera din familia ta. Dacă mergem în sistemul educațional, sora Delia, cum e cu relația profesor-elev? Trebuie să ai răbdare cu elevii? Ne-ați povestit ceva duminică. Elevii cu profesorii. Iar vine proful ăla, trebuie să am răbdare cu el. Da. Muncă. Cine a făcut ucenici la muncă de aici? Mână sus. Dinu. Trebuie să ai răbdare. Nu vreau să trăiți. Dar de obicei fac? Ce fac ucenicii? Gândiți-vă la și în biserică câteodată trebuie să avem răbdare, nu? Cu fratele, cu sora. În trafic trebuie să avem răbdare. Sună clansoanele. Dați slavă Domnului că trăim în Baia Mare. Baia Mare e un oraș binecuvântat. Nu-i cu așa mare trafic. Deci e destul de ok. Destul de ok. De dacă ați trăi în București sau în alte orașe sau în satul mare, zice Oaxe, acolo e foarte aglomerat. Așa, la pescuit trebuie să avem răbdare. Prinde-mă, mea. Avem aici niște pescari extraordinari, cu multă experiență și ultimul alăturat găștii, e foarte pasionat, l-a prins flama. După cum ați văzut. Merge la pescuit? Nu. Nu știu dacă m-ar prinde așa ceva. Bun, în puține cuvinte, spune ceva despre pescuit. În puține cuvinte, da. Îți trebuie răbdare. Dar ce ai vrea să spun? Ce mai spuneți de pescuit? Legat de răbdare. Da, și aștept, dai și aștept și lumii. Nu știu, că eu nu prea, mi s-a întâmplat. Eu chiar am prins tot timpul. Mă bun, altul care l-a prins atunci. Glumesc. Am prins, da, dar n-am apucat să spun. Deci eu am prins exact perioadele când peștele nu mănâncă. Chiar astăzi am sunat pe Dinu să-l întreb, bă, ce nu fac bine? Momiala nu-i bună, unghița nu-i bună, cârlig nu-i bun. Ce nu-i bun? Că nu reușesc să prind. Da. Sunt perioada când peștele nu mănâncă, cei care pescuiți știți. Și pe Ilie mai sunt și îl spune, încearcă cu aia, dă-i cu râmă, dă-i cu vierme, dă-i cu babă de porumb, dă-i cu... Este câteodată când poți să-i cânți, poți să-i dansezi, poți să-i vorbești frumos, să-i citești din psalm. Ca și omul. Aia n-am încercat-o. Trebuie să urmez sfatul Domnului Iisus, să aruncă mreaja în partea dreaptă. Într-adevăr, trebuie răbdare. Și e o răbdare activă, adică nu e o răbdare că stai numai și aștepți într-un mod activ, adică trebuie să schimbi tot timpul tactica, dacă vezi că nu merge un fel de momială, schimbi cârligul, dai în alt loc, te uiți unde-i vadul mai mare, te apropii mai aproape de mal, sunt anumite tehnici, dar trebuie răbdare. Și cea mai multă răbdare trebuie când mergi și nu prinzi. Și te ambiționezi și spui, mai merge o dată, acum o să prinzi și nu prinzi nici a doua oară și mergi și a treia oară și nu prinzi nici a treia oară. Și zici, bă, nu cred că mai duc repede și nu treci o zi și iară te duci. Așa e, deci îți trebuie răbdare multă, dar e și frumos pescuit, o să vedeți. Mă rog, Domnule, așa. Dumnezeu să ne facă pe toți pescari de oameni. Și așa cum v-o prins pe voi flama asta cu pescuitul, mă rog, la toți, atenție ce mă rog, să nu ne dea Dumnezeu pace până ce nu aducem pe cineva la Hristos. Puteți să ziceți amin la treaba asta? Îmi sună și mie, în primul rând. Dumnezeu vrea să ne facă pescari de oameni. Biserica se poate multiplica dacă fiecare dintre noi aducem la Hristos pe încă o persoană. Cu viața noastră, cu trăirea noastră, cu vorbele noastre și dacă îi se parafrazez pe cineva, dacă mai trebuie să spunem ceva, să spunem. Deci așa trebuie să nu impresionezi, așa să te vadă celălalt din jurul tău,
fără să trească să spui ceva. Să vadă comportamentul tău, să vadă viața ta și să fie fascinat că îl vede pe Domnul Iisus Hristos în tine. Ne mergem mai departe cu răbdarea asta. E o mare grabă afară. Îs fast food-uri, instant, în momentul ăsta, toată lumea vrea, acum. Nu era așa mai de mult. Dar s-a dezvoltat lucrul ăsta foarte mult, foarte mult în epoca noastră și în perioada noastră. Când a apărut McDonald's în România, de exemplu? Cine știe? Înainte de 90, erau fast food-uri. La noi cel puțin nu, în America erau. Gândiți-vă supă la plic cât e de bună raportat la o supă de găină fiartă. Nu, ok, exemplele sunt amuzante, dar altceva vreau să zic. Lumea asta dezvoltă instantul. Nu te învață să aștepți. Și atunci băiatul care vede o fată vrea acum, pentru că e învățat de mic că se poate totul beneficia la moment. Nu te învață lumea asta să aștepți. Și asta e ideologia vremii și ideologia veacului acesta, că se poate totul instant. Nu e aici Ovi Onea, Ovi e plecat acum un pic. El face un guiaș foarte bun. Da, odată a venit la noi și a făcut un guiaș și am văzut că trebuie să fiarbă, nu specializat așa ceva, dar am văzut că trebuie să fiarbă foarte, foarte mult. Ei, așa e și cu viața creștinului câteodată. Trebuie să, în ghilimele, să fiarbă foarte, foarte mult, până ce ajunge să aibă un gust foarte bun. Că dacă ai mâncat guiașul după 15 minute, cred că n-ar fi bun, știi? Graba strică treaba. Te grăbești câteodată să vorbești și greșești, așa-i? Așa e că greșim. Când suntem impulsivi și dăm răspunsuri din grabă și din mânie, greșim. Ne grăbim câteodată să ajungem undeva și se întâmplă accidente. Te grăbești câteodată să mănânci. Asta îmi sună mie, că mănânc foarte repede. Nu știu, care mâncați încet, să mâncați încet, că e foarte bine, așa am înțeles. Dar nu-i bine să mănânci repede. Te grăbești să stai la rând, te grăbești să stai la semafor. Acum vreau să facem un exercițiu cu doi mari sportivi. Îl punem pe Axel aici și îl punem pe Nichi dincolo și o să vă rog să stați pe culoarul ăla. Uite acolo, pe culoar. Sportiv, nu contează, altă idee. Va trebui să alergați încolo. Nu mă interesează rezultatul, mă interesează începutul. Pe locuri, știți cum e poziția aia când stai jos, pe locuri. Nu, dar încolo, Axel. Oxy, încolo. Ăsta e culoarul tău. Pe locuri trebuie să stai jos. Jos de tot. Mai, Oxy, mai jos. Așa, bun. De multe ori stăm în fața unor decizii și unei curse care trebuie să o alergăm. Și de multe ori Dumnezeu ne ține în poziția asta. Mult. Și la un moment dat spune, fiți gata. Măi, fiți gata, ridicați-vă. Așa. Oxy, cum a fost gata? Așa. Și mai stai și în poziția asta, fiți gata, până Dumnezeu crede că ești pregătit ca să începi cursa. Și mai stai și mai stai și apoi zice start. Nu contează asta. Da. Nu asta e cel mai important. Important e să auzi vocea lui Dumnezeu. Și să stai în locul ăla de pregătire până ce Dumnezeu spune da. Dacă ești chemat la o lucrare și apeși pe pedala de accelerație și iei startul mai repede, s-ar putea să-ți fie fatală. S-ar putea să-ți fie fatală. Și anumite decizii în viața aceasta, dacă le iei prea repede și anumite curse, dacă le începi prea repede, dacă prea repede mergi pe start, atunci s-ar putea să fie fatal. Așa e și la semafor, nu? Dacă o calci prea repede, s-ar putea să fie fatal. De aici vorbim de viața noastră, aici vorbim de lucruri care pot să implice veșnicia. Deci, mare atenție la pe locuri, fiți gata, start din partea lui Dumnezeu. În deciziile tale, în lucrurile care trebuie să le faci și în căile care Dumnezeu te poartă. Amin? Asta a fost prima. A doua, răbdarea față de circumstanțele vieții. În Iacov, capitolul 1, versetul 2 și 3, spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Răbdare în prigoniri. Am trecut prin așa ceva? Ați trecut prin așa ceva? Nu? Da și nu, depinde. Sunt care n-au trecut, deși acum putem să spunem că suntem binecuvântați față de perioada primară când au fost tăiați și cu ferestrele, au fost dați de mâncare la lei.
Mulțumim, Domnule, că este un fel de libertate, dar libertatea asta e așa cu două tăișuri. E, de fapt, o captivitate, dacă nu ești atent. E o libertate care e mai mult captivitate, că pe vremuri nu erau atâtea, nu că lanțuri și legături, și atunci erau, dar altfel, acum e diferit. Iacov, capitolul 5, versetul 11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov. Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și îndurare. Vorbim de răbdare în suferințe trupești. Vorbim de răbdare în pierdere de avere, așa cum Iov a pierdut, da? De membrii de familie. Ce și-a pierdut Iov? 10 copii într-o zi. Pierderea de prieteni. În momentul în care nu mai ai bani, te cam lasă și prietenii. Când nu ești înțeles de ai tăi sau de alții, când nu găsești la întrebările care încep cu de ce? De ce? De ce altul are și eu nu? De ce Dumnezeu îl ascultă pe unul instant și mie Dumnezeu nu-mi răspunde la întrebări? De ce altul se roagă și primește? De ce m-a lăsat Dumnezeu să trec pe așa ceva? De ce, de exemplu, cum a trecut acum, a trecut Nichi, și ai familia lui? De ce Dumnezeu l-a chemat acasă pe omul acesta la 46 de ani? A rămas 5 copii. Poți să răspunzi la întrebarea asta? Poți să răspunzi? Să vezi 5... Acum nu vreau să manipulez sufletește, dar să închipuiți-vă. 5 copii, lasă-i vezi, fără tată. Puneți-vă voi în situație. Mulțumiți Domnului pentru sănătate. Chemați psalmul care? 90? Al lui Moise. Chemați peste voi lucrul ăsta. Mărturisiți peste voi viață, 70-80 de ani, așa cum scrie în Biblie. Chemați binecuvântările lui Dumnezeu. Mai pot fi și atacuri, dar asta e altă poveste. Dar sunt unele întrebări la care nu avem răspuns. Și atunci, cel mai simplu e să stai lângă Dumnezeu, să știi că n-ai lăsat nicio portiță deschisă diavolului să fie un atac și să accepți voia suverană a lui Dumnezeu. Amin? 1 Petru 2:20, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Ați primit vreodată o palmă? Nu răspundeți, gândiți-vă numai. Nu când erați copii, acum, sau când erați copii. Când a fost pe nedrept sau pe bună dreptate? Cum v-ați simțit? Probabil că s-a întâmplat și pe nedrept. Am reușit să întoarcem obrazul, măcar teoretic, dacă nu practic. Răbdarea când ești nedreptățit, atunci e interesant. Când faci bine și ți se face rău, îi faci unui frate de-a tău bine, sau nu neapărat unui frate, dar atunci e mai dureros când îi faci unui frate și ți se face rău. Când tu întinzi o mână și ți se respinge. Când arunci priviri plăcute, că din ochi se transmite foarte mult privirea ta, transmite foarte mult. Și când primești niște priviri de alea care taie foarte mult. Când binele tău este răsplătit cu rău. Roman 12:12. Fiți răbdători în necaz, răbdare în toate împrejurările potrivnice. Răbdarea în circumstanțele vieții poate fi ajutată dacă, în versetele citate mai sus, considerăm următoarele. 1. Scopul încercărilor este de a ne dezvolta răbdarea și credința. În Iacov, capitolul 1, versetul 2 și 3 spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu e chiar așa ușor să ai bucurie în încercare, așa-i? Ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdarea. Am găsit la un moment dat, căutam despre răbdare și am găsit că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Foarte interesant e lucrul ăsta, aspectul ăsta, că dacă nu merge până la capăt, dacă e ca și cu țiganul la mal, știi că mai e un pic, mai poți, nu, hai să ne întoarcem. Ceva de genul ăsta e. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, așa că să stăm acolo cât Dumnezeu ne vrea, la locul ăla de star, și apoi să putem să mergem mai departe. Aurul curățit cum este? Prin foc. Dar produsul final, adică aurul, este foarte, foarte valoros. În al doilea aspect, scopul încercărului este de a ajunge la ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Un sfârșit strălucitor. Așa cum Dan spunea astăzi, că în lume veți avea necazuri. Asta ne privește pe toată durata vieții noastre. Dar mulțumim Domnului că noi am învățat și credem că suntem mai mult decât biruitori. Biruitor nu înseamnă să nu fii expus la necazuri, la atacuri, la probleme. Biruitor înseamnă să poți să treci peste ele, să le depășești. Amin? Și mă rog în seara aceasta Dumnezeu să lase un duh de biruință peste toți care suntem aici. Amin? Și în încercare și în obstacole noi să putem să fim mai mult decât biruitori în numele Domnului nostru Iisus Hristos din Nazaret.
Iacov 5:11, iată noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre lucrarea și răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Un alt aspect este că scopul încercărilor este de a dovedi lumii și nouă înșine că putem să ajungem să plăcem Domnului prin răbdare. În 1 Petru 2:20 spune așa, în adevăr ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți, așa cum am citit. Și ultimul, al treilea aspect este răbdarea în relația cu Dumnezeu, răbdarea cu Dumnezeu. Dintre toate aceste categorii, asta e cea mai grea. Cea mai grea. Psalmul 37:7 spune așa, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Termenul de nădăjduiește în limba ebraică este kol și se traduce corect prin avea răbdare. Întrebarea noastră față de Dumnezeu, așa cum am amintit și adineori, de ce nu reacționează Dumnezeu la lucrurile care nouă ni se par anormale sau incorrecte sau nepotrivite? De ce nu ia măsuri, în cazul de mai sus, împotriva celor răi, ale căror planuri reușesc? Apoi, parcă rugăciunea care tu o înalți câteodată se întâmplă așa să fie un zid între tine și Dumnezeu și parcă Dumnezeu nu te aude, dar El te aude. Iov 35:14, măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui. Așteaptă-L. Așteaptă-L. Asta este cuvântul pentru această seară. Așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Așteaptă startul lui Dumnezeu. Amin? Ilie s-a rugat o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. De câte ori s-a rugat? De câte? Și a șasea oară. Cum e să te simți a șasea oară să te rogi și știi că încă n-a venit răspunsul lui Dumnezeu? Poate ești acolo. Poate ești la a șasea oră și răspunsul e pe cale să vină. Răspunsul e pe cale să vină, dar ai răbdare și mai roagă-te și a șaptea oră. Mai roagă-te și a șaptea oră, dacă e cazul a șaptea oră. Dacă e cazul a 150 oră, roagă-te și a 150 oră. Nu renunța când aproape ai ajuns. Amin? Merită să te rogi pentru că Dumnezeu ne ascultă. Amin? De ce nu ne ascultă câteodată Dumnezeu? Câteodată Domnul nu te ascultă pentru că este mai bine așa pentru mine și pentru tine. S-a întâmplat să-i cereți lui Dumnezeu lucruri și ați constatat după aia că era mai bine dacă nu vă asculta. S-a întâmplat? La mine s-a întâmplat. S-a întâmplat toată, să-i cer un lucru, zic, Doamne, atâta nu poți să faci pentru mine? Asta a fost o lecție care am învățat mai de mult. Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta și am constatat după multă vreme că era o mare pierdere pentru mine. De aceea e grea așteptarea. E grea așteptarea, dar merită, merită. De exemplu, Pavel, în 2 Corinteni 12, capitolul 8 și 10, capitolul 12, versetul 8 și 10, spune așa, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult, mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Amin? De aceea simplă cer în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Hai să spunem împreună. Când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Poate că fiecare dintre slujitorii, în mod special, poate au câte un țepuș așa în viața lor. Nu știu dacă e vorba despre o boală, cei care vorbesc despre vindecare neagă lucrul ăsta cu precădere, dar fratele păstor, de exemplu, zicea că s-ar putea, o variantă este, că s-ar putea Pavel să fie avut o conjunctivită cronică pe care Dumnezeu i-ar fi lăsat-o datorită revelațiilor pe care l-a avut să nu se mândrească. Nu știu care e țepușul tău în viața ta, nu știu care e disconfortul tău în viața ta, dar dacă trebuie să rămână acolo, obișnuiește-te cu el și merge înainte și mulțumește Domnului că poți să trăiești așa cu el. Cheamă voia suverană al Dumnezeu peste viața ta. Căci Dumnezeu are gânduri de pace și Dumnezeu nostru e bun. Mulți dintre voi, majoritatea de aici, aveți copii. Cum să gândești tu rău pentru copilul tău? Și când îl disciplinezi, îl disciplinezi cu dragoste, pentru că îl iubești. Gândiți-vă la Dumnezeu când face lucrul ăsta cu noi. Altă dată Domnul îți încearcă credința. În Matei 15, capitolul 15, 22-23, este femeia cananeancă, că la final zice, nu mai citesc acum, că e un pic înaintat timpul, nu este bine să dai pâinea copiilor și să o rugi la căței. Știți episodul ăla? Și ce zice Dumnezeu? O femeie, mare este credința ta. Sunt două episoade în Biblie când Iisus Hristos spune așa ceva. La suta și la ea. De două ori numai. Vă dați seama ce mare credință au avut. Și un alt aspect este să avem atâta răbdare cu Domnul, câtă răbdare are El cu noi. Ce ziceți? E ușor lucrul ăsta sau nu? E greu.
Ai răbdare ca promisiunile lui Dumnezeu să vină în viața ta. Gândește-te la Avram. Soția lui n-a avut răbdare. Și din cauza asta a ieșit Ismael. Gândește-te la Moise. Gândește-te la Moise câtă răbdare a avut în școala lui Dumnezeu. Când el nu s-a socotit vrednic, atunci Dumnezeu l-a socotit vrednic. Gândește-te la poporul Israel cât a mers 40 de ani prin pustie. Ei n-au avut răbdare. Dar noi putem să învățăm să avem răbdare, de lungă răbdare, așa cum Dumnezeu ne-o cere. Gândește-te la Iov, așa cum l-am descris pe pagina Sfântele Scripturi. Gândește-te la David. David a fost uns ca împărat și David a avut suficientă răbdare ca să sosească momentul Domnului să fie pus acolo sus. Și foarte interesant că David a domnit prima dată peste Iuda. Ce înseamnă Iuda? Cei care laudă pe Dumnezeu o recunosc prima dată pe rege. E o mare învățătură aici. Cei care laudă pe Dumnezeu o recunosc și îl văd prima dată pe rege. Abia după 7 ani și poporul Israel l-au recunoscut. Dar noi care lăudăm pe Dumnezeu, îl recunoaștem și îl vedem pe regele nostru Iisus. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Gândește-te la Saul. Cât l-a costat faptul că nu a avut răbdare? Cât l-a costat faptul că nu a avut răbdare Saul? Toată împărăția. Toată împărăția. De ce este așa greu să fii răbdător? În primul rând este împotriva naturii umane. Noi suntem în general nerăbdători. Ați călătorit cu copii? Da? Și cum e să călătorești cu copii? Special. Au și știe. Așa, mai este? Dar n-am ajuns. Ultima dată când am călătorit cu tati, dar nu mai păi foame. Bun, alte replici? E rău. Ultima replică lui Andreas a fost așa: când stau acasă și mă joc, trece foarte repede ziua, dar în mașină era ora 10, nu mai pot. Deci erau 2 ore de când am pornit. Da, vă dați seama. Da, mândria și egoismul din inima omului duce la nerăbdare. Deci mândria și egoismul din inima omului duce la nerăbdare. Un om care este zmerit are și răbdare, așa-i? Așa cum am povestit, un alt aspect este că este împotriva culturii și civilizației din secolul nostru să ai răbdare. Dacă tu ai răbdare, ce zic, ce băi, nu vezi că e secolul viteză, acum toate se fac cu fugă, repede. Și vorbim repede, nu? M-am referit la mine. Tot aparatajul din bucătăria doamnelor este așa de bine utilat încât să se facă toate foarte repede. Plite cu inducție, ferbe apa în cât? Un minut. Cuptor cu microunde. Repede se face mâncarea, nu? Am descoperit, în general, că dacă suntem nerăbdători, o putem lua adesea în fața altora. Nu, poți să tai, poți să... Dar, am mers o dată cu Dan, ne-a recomandat cineva o scurtătură și scurtătura aia am pomenit-o multă vreme. Deci câteodată scurtătura nu... Un prieten ne-a recomandat. Da, ai bun drumul, bun, cam palmă. Și așa a fost. Atenție, în viața spirituală, scurtăturile sunt foarte, foarte, foarte periculoase. Semnal mare de alarmă. Nu scurta căile lui Dumnezeu pentru tine, pentru că s-ar putea să fie fatal. Sunt stadii, sunt sezoane, sunt perioade care Dumnezeu le-a hotărât așa în viața ta să te formeze. Și încearcă să iei bun din fiecare perioadă. Încearcă să te bucuri de lucrurile mărunte din perioada asta. Nu-ți dori ce urmează, că atunci n-o să ajungi să te bucuri niciodată de ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine. Nu? Nerăbdarea este și o formă de credință. Mai puteți? Mai aveți răbdare? M-am gândit că asta ar fi introducerea și după aceea să vizionăm un film despre răbdare. Un om care stă... un om care stă 2 ore să aștepte trenul... Și asta e testul răbdării. Și la final se trezește după ce a plecat. Mă rog, glumeam, nu. Dar gândiți-vă cum stăm cu răbdarea. Deci nerăbdarea este o formă de necredință, dragilor. Câteodată când vrei să faci tu lucrul lui Dumnezeu, dai dovadă de necredință. Lasă că pot să fac eu mai bine, lasă că știu eu cum e mai bine, lasă că îl ajut eu, în ghilimele. Nu l-a ajutat pe Dumnezeu că nu o să fie bine. Alege să fii răbdător în relația cu Dumnezeu, amin? Alege să aștepți în credință promisiunea lui Dumnezeu. Cheamă peste viața ta și așteaptă, așa cum zicea Dan, așteaptă activ, adică fă-ți partea, ceea ce ți-a promis el. Nu ucide promisiunea lui Dumnezeu și nu ucide visele lui Dumnezeu peste tine, pentru viața ta, distrugându-le prin nerăbdare. S-ar putea startul ăla care l-ai ratat, startul ăla care l-ai anticipat,
să distrugă promisiunile lui Dumnezeu. Și reabilitarea se poate face, dar să coste, să te mai coste. Mai țineți minte când fratele păstor ne zicea de exiturile alea de pe autobandă. Până la următorul exit, nu știu care a spățit, cu siguranță a spățit pe aici, că ați ratat o ieșire de autobandă și a mai trebuit să mergeți și după aia va complicat și ce înseamnă asta? Timp pierdut, gândește-te în viața ta spirituală, ce înseamnă să ratezi ieșirile de pe autobandă sau să anticipi lucrurile care Dumnezeu nu vrea să le anticipi. Drumul lung câteodată este mai bun, așa-i? Deci ai răbdare cu semenii tăi, ai răbdare în familia ta, ai răbdare la locul tău de muncă, în biserică, ai răbdare cu frații tăi, ai răbdare cu prietenii tăi, amin? Ai răbdare și în încercare, când câteodată trecem prin încercări, nu le dorim, nu le chemăm peste noi, dar se mai întâmplă și cu toți am trecut prin încercări. Să nu uităm să avem răbdare și în încercare și vedem ce sfârșit glorios, ca răbdare să-și facă desăvârșită lucrarea, da? Să ajungă la 100%, când ca și la jocuri, când se încarcă 100%, ok, Dumnezeu poate să zică, gata, go, mergi mai departe. Și ai răbdare în relație cu Dumnezeu. Deci cum stăm cu răbdarea? Foarte bine, așa-i? Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu poate să reverse răbdare peste tine, peste viața ta acum. Dacă crezi că ai nevoie de lucrul ăsta, ridic o mână și cere lui Dumnezeu, Doamne, dăm răbdare mai multă în relația mea cu Tine, în primul rând, dăm răbdare mai multă, să nu fușeresc cuvântul Tău. Nu uita, în momentul în care ești în prezența lui Dumnezeu, în ghilimele, nu fușeri timpul ăla cu Dumnezeu, că e atât de prețios. Și o relație de calitate nu merge așa în pripă, nu merge în pripă nici cu soția ta, nici cu atât mai mult cu Dumnezeu. Petrece timp de calitate cu Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea răbdare în timpul de părtășie cu El. Amin? Doamne, mă rog și îți mulțumesc pentru această seară, îți mulțumesc frumos că îndelunga răbdare este roada Duhului. În primul rând, mă rog să ne golești de tot ce este rău. Mă rog să ne golești de tot ce este rău ca graba să plece din noi. Noi să primim odihnă în Tine. Mă rog să lași o odihnă sfântă în numele Domnului Iisus Hristos peste toți care sunt prezenți aici în această seară. Îți mulțumim că ne-ai învățat să ne odihnim la umbra aripilor Tale, Doamne. Îți mulțumim că Tu deschizi cerul peste noi și lași darurile Tale, dar Te vrem pe Tine mai mult decât orice altceva, Doamne. Mă rog să lași răbdare în familie, în relațiile cu soț, soție. Mă rog să lași răbdare în relațiile părinți-copii, Doamne. Mă rog să lași răbdare la locurile de muncă. Mă rog să ne ajut să fim oameni răbdători, așa cum Tu ai fost, Iisus Hristos, răbdător și ai răbdat până la moarte. Și încă o moarte de cruce. Îți mulțumim frumos că ne-ai învățat cum să avem răbdare și îți mulțumim că noi nu ne uităm la lumea aceasta și la secolul acesta al vitezei, ci ne oprim, așa cum ne-ai scris în psalm, ne oprim și ne uităm la Tine, Doamne, și recunoaștem că Tu ești Domnul. În 2 Petru, capitolul 1, versetul 5, spune așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea și urmează cu înfrânarea răbdarea. Mi-aduc aminte, luați loc, vă rog frumos, un minut. Mi-aduc aminte când Ricardo era mai mic și se lovea pentru că se juca și nu era atent și pica și se jura la un picior și venea la mine și spunea: tati, te rog frumos să te rogi pentru mine. Și începeam și mă rugam pentru el și ziceam așa, mă rugam așa: Doamne, te rog să-i dai înțelepciune la Ricardo, să fie mai atent, să nu mai se aventureze așa. Și el spunea: tati, dar roagă-te să mă vindec. Și eu spuneam: lasă, dragule, că știu eu pentru ce trebuie să mă rog. Trebuie să fim conștienți, spune aici în versetul acesta din 2 Petru 1, versetul 5 din capitolul 1 spune așa: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți înfrânarea cu răbdarea. Dacă ești în situații în viața ta în care simți că trebuie să te înfrânezi, profită. E ocazie să câștigi încă un gram de răbdare. Amin? Deci vreau să vă spun că răbdarea nu vine așa. Ne putem ruga și Domnul ne va ajuta prin Duhul lui Cel Sfânt, dar este un proces. Răbdarea este o caracteristică a oamenilor maturi. Nu o să vezi răbdare la copii mici care vor totul acum, instant. Poate un copil de 5 ani își dorește o mașină pe care nu poate să aibă decât la 18 ani. Ați văzut copii la 5 ani care își doresc mașini? Sunt. Copiii din ziua de astăzi sunt foarte precoce.
Dar sunt anumite caracteristici și anumite lucruri care le întâlnești doar la oamenii maturi, iar răbdarea este un lucru care le întâlnești la oamenii maturi. Un alt termen sau o altă traducere, denumire pentru răbdare este acea capacitate, abilitate de a purta poveri mari, îndelungată. Doar un om matur poate să facă lucrul acesta. Și e vorba și de lucruri spirituale și e vorba și de lucruri materiale sau, mă rog, fizice. Deci, dragul meu, dacă vrei să ai mai multă răbdare, profită de fiecare oportunitate și ocazie pe care Dumnezeu o aduce în viața ta ca să adaugi un gram de răbdare la caracterul tău. Ai și tu ceva de făcut acolo. Ai și tu un aport. Eu am o vorbă. Iisus n-a venit să moară pentru lucruri pe care noi le putem face. A venit să moară pentru ceea ce noi nu am putut să facem. Să nu aruncăm tot în cârca lui Dumnezeu, să nu aruncăm tot în cârca lui Iisus. Doamne, du-te și prin spitale, Doamne, fă și aia, Doamne, dă-ne și răbdare, Doamne, fă-ne uniți. Avem și noi ceva de făcut. Vreau să fiți foarte conștient, să fii foarte conștient că ai un aport la răbdarea pe care poți să o dobândești. Și te îndemn să profiți. Când simți, repet, când simți că trebuie să te înfrânezi, că îți vine să spui ceva sau să faci ceva nepotrivit, profită. E o ocazie să fii mai răbdător. Amin? Mulțumim Domnului pentru timpul de astăzi, cred că a fost un timp binecuvântat, cred că Dumnezeu a lucrat în Duhul nostru, mulțumim pentru laudă, pentru închinare, a fost un timp binecuvântat. Domnul să binecuvânteze Nichi, echipa, că v-ați pus la dispoziția lui, Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Haideți așa cum stăm, vreau să mulțumim pentru programul acesta. Doamne, îți mulțumesc pentru harul tău, pentru îndurarea ta, îți mulțumesc că ne-ai vorbit, îți mulțumim pentru cuvânt, te rog să binecuvântezi pe Marius, echipa, tuturor celor care ne-au slujit, Doamne, să-i păzești de orice accident, Doamne, lasă sângele lui Iisus Hristos și protecția ta supranaturală asupra familiilor lor, asupra copilașilor, asupra materialelor, lucrurilor materiale pe care le au, finanțele lor, serviciile lor, Doamne, toate le punem în mâna ta și ale noastre, Doamne, păzește viața noastră, le încredințăm în mâna ta, lasă harul tău în continuare peste noi, lasă îndurarea ta, binecuvântarea ta, Doamne, dă-ne putere prin Duhul tău ce sfânt, Doamne, și determinare, Doamne, să ne silim, așa cum spune Petru, să ne silim, Doamne, să ne dăm toate silințele, Doamne, să fim așa cum tu dorești, Doamne, să-ți fim plăcuți ție, Doamne. Toate circumstanțele care ni se par acum nefavorabile, Doamne, au un rost în viața noastră și au un rol. Tu ai timpul tău, Doamne, tu niciodată nu întârzi, tu niciodată nu te grăbești, Doamne. Dă-ne înțelepciune, Doamne, așa cum Solomon a cerut, Doamne. Dă-ne înțelepciune, Doamne, să știm să cântărim vremurile, Doamne. Dă-ne ochi spiritual sensibili și urechi sensibile, Doamne, să putem să auzim vocea ta clar, Doamne, să vedem vremurile care le trăim, Doamne, să putem discerne ceea ce este bine de ceea ce este rău, Doamne. Fă o curățire, o sfințire a Duhului nostru, a sufletului nostru, Doamne, a minții noastre, a emoțiilor și a sentimentelor noastre, Doamne, ca să fim așa cum Tu îți dorești, Doamne, așa cum Tu ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta, Doamne. Dă Bisericii Credinței Logos acel discernământ supranatural, spiritual, Doamne, să știm să umblăm în voia suverană, Doamne, în voia Ta suverană, Doamne. Pentru toate aceste lucruri m-a rugat în numele scump și prețios al Domnului nostru Iisus Hristos din Nazaret și îți mulțumesc că ne-ai ascultat. Amin. Fiți foarte binecuvântați, ne vedem cu ajutorul Domnului duminică. Harul și îndurarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți. Amin.